Fostul director al Spitalului Municipal din Timișoara, Octavian Mazilu, a fost ridicat de polițiști chiar în timp ce lua mită de la pacienți. Reputat medic în vestul țării, șef al secției de chirurgie oncologică, Mazilu ar fi primit de zeci de ori sume de bani în propriul cabinet din spital și era monitorizat de procurori. Toate informațiile vin chiar acum de la colega mea, Andreea Borboros. Andreea, bună dimineața! Bun găsit, Nadina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Totul s-a petrecut ieri atunci când procurorii DGA l-au prins în flagrant pe medicul de chirurgie oncologică, de altfel fostul manager al Spitalului Municipal din Timișoara, în timp ce acesta primea un plic în care se aflau numai puțin de 300 de lei de la o pacientă internată în secția unde acesta este șef și care urma să fie operat. Potrivit procurorilor, se pare că medicul a fost monitorizat vreme de 2 luni. În tot acest timp, anchetatorii au reușit să stabilească faptul că numai puțin de 25 de ori medicul ar fi încasat bani de la pacienți, bani pentru servicii efectuate în cadrul unității sanitare de stat, servicii care de altfel ar fi trebuit să fie cu titlu gratuit. Procurorii vorbesc de sume cuprinse între 100 de lei și 2000 de lei. Medicul din Timișoara, Octavian Mazilu, a fost reținut pentru 24 de ore, de altfel în aceste momente se află în fața magistraților Tribunalului Timiș, acolo unde procurorii au cerut arestarea preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.